Ne mai despart doar două zile de alegerile prezidențiale, însă, în pragul scrutinului, un candidat a dispărut. Ninel Pea a fost văzut ultima dată în noaptea de miercuri spre joi, puțin după miezul nopții, în timp ce părăsea hotelul unde era cazat în Cluj-Napoca. Susținuse în urmă cu doar câteva ore o conferință de presă. Ofițerii SPP, care îi asigurau protecția doar pe parcursul evenimentelor publice, i-au sesizat absența și au dat alarma. Bărbatul este căutat acum de polițiști. Ninel Pea, unul dintre candidații la președinția țării, venise de câteva zile în Cluj-Napoca. Miercuri după amiază a avut o întâlnire cu susținătorii săi. Întâlnirea electorală organizată de Ninel Pea în sala de conferințe a acestui hotel s-a încheiat în jurul orei 20. După aceea, candidatul a mai rămas aproximativ două ore în restaurantul aflat în sala alăturată. La câteva ore după, bărbatul a mers să se odihnească, condus de cei doi ofițeri SPP care îi asigurau paza și protecția. În jurul orei 22, Ninel Pea a ajuns aici, în hotelul în care era cazat, situat la doar un kilometru distanță de locul în care s-a întâlnit cu susținătorii. După doar trei ore însă, a trecut pe la recepție și a plecat. Acela a fost momentul în care a fost văzut ultima oară. Dar el a plecat cu bagaje, cu tot? Nu, cu poșetuțul la frumos. Abia dimineață, ofițerii SPP au observat că nu a coborât la micul dejun. Spre orele prânzului, după ce nu au reușit să dea de el nici la telefon, au alertat poliția. În aceste momente se vizualizează imaginile surprinse de camerele de supraveghere din hotel, din proximitatea acestuia și se încearcă refacerea traseului acestuia. Conform protocolului legislativ, Ninel Pea beneficia de protecție și pază doar pe perioada activităților publice din cadrul campaniei electorale.